Unde vă vedeți peste un an? E o întrebare clișeu la orice interviu, dar e un exercițiu de imaginație util în plină pandemie. Și ne răspund specialiștii și nu numai, într-o serie nouă Observator despre viitorul României. Prin ochii lor, viața în aprilie 2021 ar arăta așa. Vom avea printre noi coronavirus, dar vom avea și leac. Vom fi în criză economică, însă ne vom reinventa. Și vom lucra mai mult de la distanță, dar vom trăi mai aproape unii de alții. 2020 este anul în care toată lumea s-a oprit pentru o primăvară, anul în care pământul ne-a fugit tuturor de sub picioare. Un test de solidaritate, de răbdare, dar și de izolare. Și în fiecare zi ne întrebăm când vom reveni la normal. Să fie o lună, să fie un anotimp sau poate un an întreg. Ne imaginăm că suntem în aprilie 2021. Cum se va schimba viața noastră peste fix un an? Ne vom fi schimbat? Vom trăi cu acest virus? Din păcate, lumea s-a schimbat pentru totdeauna. Nu putem să-l trimitem de unde a venit, nu putem să băgăm iepurele înapoi în pălărie. Viața se îndreaptă către un normal, dar un nou normal. Un normal în care e loc de speranță, iar speranța se poate naște în nebănuite locuri, cum ar fi într-un laborator. Atâtea minți, atât de ascuțite, o să ne aducă vestea cea bună, că vom avea un vaccin. Vom începe să avem imunitate la acest virus până atunci? Da, da. Chiar dacă, să zicem, nu vom spune gata, s-a terminat. Nu se va fi terminat pentru că lupta medicală e doar prima dintr-un lung război. Urmează o luptă economică. Până la sfârșitul anului, 10% din populația activă ar putea fi în șomaj. 4 din 10 firme și-au redus deja activitatea și 23% s-au închis. 70% vor supraviețui. O parte din ele vor înflori, dar pentru 30% din business-uri putem să cântăm încă de pe acum veșnică pomenire. Vor supraviețui antreprenorii care reușesc să se reinventeze, cei care în mijlocul furtunii au căutat soluții pentru a nu-și pune lacătul pe ușă, fie prin digitalizare, fie prin schimbarea domeniului de activitate. În schimb, vor pierde totul cei care nu au învățat nimic. Bișnițarii care au înflorit în perioada de criză sanitară și criza economică au dispărut în aprilie 2021. Furtuna va trece, însă cum vom trece noi prin ea? Visăm la ziua în care ne vom strânge iar în parcuri, la concerte sau în săli de cinema. Tânjim după o cafenea, după un festival sau după o petrecere între prieteni. Pe unele le vom recupera, pe altele le vom reinventa. Probabil că vom trăi mai mult online. Faptul că nu vom avea sala de spectacole de 100 de locuri, s-ar putea să avem online-ul de 10.000 de locuri pentru o piesă de teatru. Nu vom mai merge la concerte live un an de zile, cel puțin. Munca de la domiciliu nu va mai fi ceva extravagant, nu va mai fi o favoare pe care o facem angajaților. Învățământul la distanță va deveni ceva mult mai firesc. Pandemia aceasta comprimă timpul. Lucrurile astea se întâmpla oricum, dar probabil s-ar fi întâmplat următorii 7-10 ani. Sunt însă lucruri pe care digitalul nu le poate înlocui. O simt cei care trăiesc pentru călătorii. Se va călători mult cu mașina. Vom redescoperi, de exemplu, călătoriile la munte cu portul. Probabil că oamenii nu se vor mai înghesui la all inclusiv. Probabil că se vor rezerva mai multe apartamente în regim hotelier, pentru grupuri mai mici. Trăim un test care pe mulți îi înspăimântă, dar nu e primul din istorie. Eu nu cred că noi asistăm acum la un sfârșit al civilizației umane sau la un sfârșit al lumii în care trăim, ci doar un hop pe care sunt absolut convins că îl vom depăși. La anul, pe vremea aceasta, vom fi tot cu măști pe față, vom putea să ne îmbrățișăm cu cei dragi pe stradă. Posibil tot cu mască și îmbrățișări mult mai puțin patetice. Ceea ce ne face pe noi să fim oameni la sfârșitul zilei este o atingere, un zâmbet și avem nevoie să ne păstrăm umanitatea. Va fi un an de încercări, de lecții, lupte, pierderi și victorii, iar la finalul lui vom ști că supereroii sunt reali și poate vom fi învățați să ne privim mai mult în ochi, să ne citim dintr-o privire și să trăim poate cu mască, însă fără măști.